Women in Investment Management, ediția 2023. Proiectul Asociației CFA România, unde doamnele vă vorbesc, vă povestesc, vă spun despre ceea ce au mai învățat ele, ceea ce le-ar mai plăcea să învețe și, de asemenea, au câteva mesaje pentru noile generații, pentru tinerele care ne urmează. Right now, I am learning, I am observing firsthand that boards, organizations, leadership teams, and teams generally, if they have gender balance, they achieve more, they do better, and they go faster and further. Sitting in meetings with people around the world, talking about a variety of topics and issues, it is very apparent to me that continuing education is the difference between someone who can engage thoughtfully in modern conversation or someone who sits in the background and observes. If you want to be on the front foot, read, listen, learn. Continuing education is constant, it's not an option, it's paramount. The thing about education is that it doesn't matter whether you wear trousers or a skirt. It is the doorway that anyone, regardless of gender or how they identify, can walk through. Anyone can learn if they put their mind to it. And the fact that anyone can walk through a door, they will get to where they're going. And education is the key. Educație. A învăța, învățare, învățat, învățător, învățăcel. Un cuvânt care trebuie să ne fie la fel de drag pe tot parcursul vieții. Nu există o viață fără învățare și niciodată nu putem să ne oprim din învățat. Aceasta este una dintre plăcerile vieții. Niciodată să nu încetați să învățați ceva nou, atât profesional cât și personal. Trăim într-o lume în care totul se schimbă. Profesiile viitorului se transformă. Mereu trebuie să ne punem cu gândul la viitor, să ne gândim care sunt acele lucruri care ne vor trage înainte, care ne vor împinge înainte profesional și care ne vor dezvolta ca oameni. Fie că vorbim despre aptitudini profesionale, despre pasiunea de a citi, despre a învăța să gătim sau de ce nu să devenim alergători. Toate lucrurile acestea le putem face printr-un simplu lucru, a învăța. În ultima perioadă am fost foarte curioasă cum aș putea să-mi îmbunătățesc viteza de citire. Trebuie să citesc mult, nu fac față, bineînțeles, cred că sunt în aceeași situație cu multe alte doamne, așa că m-am interesat care ar fi tehnicile pentru a citi mai rapid. Ceea ce nu am luat în calcul a fost faptul că totuși pentru a îmbunătăți ritmul de citire trebuie să citești în fiecare zi, cel puțin 10-15 minute și nu prea mi iese, e o provocare. Dar o să-mi îmbunătățesc tehnicile pentru că îmi doresc să citesc mai mult, să aflu mai mult și să mă mențin tot timpul informată. Bună tuturor, eu sunt Elena Ulea, lucrez în domeniul pieței de capital. Ce am învățat în ultima perioadă lucrând în domeniu este importanța relației și a comunicării dintre departamente și cum să gestionez această relație, astfel încât să reușim să profităm de toate oportunitățile care apar. Fiind relativ la începutul carierei, am învățat și am văzut cât de important este să investești în tine, să-ți formezi o bază tehnică prin lucruri pe care le înveți de la școală sau prin diversele cursuri și certificări pe care le faci și în care te implici. Acum, ce-mi doresc eu foarte mult să învăț și să dezvolt este comunicarea și relaționarea cu oamenii, astfel încât să reușesc să-mi duc la bun sfârșit proiectele în care sunt implicată, indiferent de diversele personalități ale oamenilor cu care interacționez. Dacă ar fi să transmit un mesaj noilor generații și oamenilor care ne privesc, aș spune să vă înconjurați mereu de oameni care sunt mai sus decât voi, care vă pot ridica, care au mai multă experiență și niciodată să nu subestimați experiența de viață a unui om care este mai în vârstă decât voi.
și să fiți foarte recunoscători pentru toate lucrurile pe care le învățați de la astfel de persoane. Acum știu că toți dintre noi învățăm mai mult sau mai puțin din greșelile pe care noi le facem, dar ce cred că este mai important este să reușim să analizăm și să învățăm din greșelile altora. Iar când realizăm acest lucru și cât de important este, atunci cu siguranță vom crește mult mai mult și mult mai rapid în cariera noastră. Îndrăznește, învață, învinge. Aceste cuvinte m-au călăuzit de multe ori. Și nu întâmplător am început cu îndrăznește, pentru că pentru mine schimbarea este ceva nou, mă sperie. E normal, suntem cumva construiți să ne agățăm de ce este cunoscut. Și atunci, ca să pot să depășesc această teamă, am început să mă informez, să învăț și să încerc să transform necunoscutul în familiar. Este adevărat, m-a ajutat și curiozitatea, faptul că sunt fascinată de cum funcționează lucrurile. Am învățat să privesc părăsirea zonei de confort cu nerăbdarea copilului care urmează să primească ceva nou. Și de fiecare dată am fost răsplătită cu bucuria de a adăuga o nouă experiență în dimensiunea vieții. Curiozitatea m-a împins să fac skydiving, deși mi-era frică. Eram interesată de senzația căderii în gol, dar în același timp vreau să înțeleg și aspectele tehnice, de felul în care combinația de pânză, metal, corzi mă face să plutesc printre nori. Acolo sus nu contează dacă ești bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, alb sau negru, ci doar dacă te-ai pregătit cum se cuvine. La final, dincolo de infuzia de adrenalină, noua experiență mi-a dat mai multă încredere, m-a făcut mai puternică și m-a învățat să mă înțeleg mai bine. Învingerea propriilor limite prin învățare este valabilă și în investiții. Este, de fapt, și motivul pentru care am acceptat să fac parte dintr-un proiect nou, un proiect construit de la zero, care pune educația în centrul investițiilor personale. Am îndrăznit să fac acest pas, deja învăț lucruri noi în fiecare zi, mai ales din perspectiva construcției unui startup, și am convingerea că alături de o echipă absolut minunată vom reuși să ne punem amprenta în piața de investiții din România. Îmi place să citesc despre neuroștiință, despre cum funcționează creierul nostru, cum apar emoțiile și cum le putem gestiona. Există și un domeniu al economiei, care se numește finanțe comportamentale, unde se poate aplica toată această informație disponibilă. Dacă vrem să câștigăm, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal, este important să învățăm să identificăm emoțiile, să le gestionăm și să le diminuăm intensitatea atunci când ne dorim. În același timp, în acest moment, încerc să rămân la curent cu noutățile în tehnologie, așa cum sunt aplicațiile de inteligență artificială. Este foarte dificil și va fi din ce în ce mai dificil să identificăm fake news și tocmai de aceea educația redevine importantă și mai ales necesară ca să nu fim păcăliți. Mesajul meu este următorul: citiți cât mai mult, fiți curioși și deschiși și astfel veți avea numai de câștigat. Trăim într-o perioadă în care oportunitățile și alegerile pe care le putem face sunt probabil mai multe decât oricând. Acest lucru vine la pachet cu o necesitate sporită de gândire critică și luarea deciziilor în cele mai bune condiții. În acest context, este necesar să ne asumăm riscuri, să ne expunem situațiilor noi, să întâlnim oameni noi și să evoluăm constant. Una dintre modalitățile de a evolua constant este de a avea o curiozitate similară cu cea a copilor, de a experimenta, de a învăța lucruri noi și de a-și bucura sufletul cu fiecare lucru pe care îl fac. Din altă perspectivă, dar în aceeași direcție, ar trebui să fim ca surferii, și anume să fim conștienți de faptul că nu putem să luăm toate oportunitățile, dar întotdeauna va exista următoarea oportunitate de care ne putem bucura. Tinerii generații și doamnelor, în particular, le doresc să aibă încredere în propriile forțe și în propriul potențial, să-și asume riscuri și să fie dinamice, dar în același timp să păstreze un echilibru între viața personală și cea profesională și să îndrăznească și să-și atingă toate obiectivele pe care și le propun. După ce am terminat CFA în 2010, am zis că nu voi mai învăța nimic, pentru mult timp. Însă anii au trecut și în 2020 m-am gândit că este nevoie să am o nouă provocare, să fac ceva mai mult decât jobul actual. Ca urmare, m-am înscris la un program de doctorat la ASE, unde
tema este legată de monede digitale emise de Banca Centrală. Un domeniu nou, cât se poate de nou și interesant, dar nestudiat încă suficient. Momentan, timpul de care dispun este limitat, ca urmare nu pot să învăț atât de mult pe cât mi-aș dori. Pasiunile și curiozitățile mele se leagă de job și de evoluțiile din piață, cât și de domeniul artei sau călătoriilor. Dar pe acestea le-am lăsat deocamdată deoparte datorită timpului de care dispun. Eu am doi copilași mici și mă ocup mai mult de ei și de jobul actual. Pentru tinerele generații am însă un sfat. În viață este nevoie permanent să fii la curent cu ce este nou. Un exemplu concludent este domeniul medicinei. Ca urmare, trebuie să fii în temă cu ce se întâmplă, altfel vei rămâne în urmă. Nimeni nu va veni după tine să-ți spună ce ai de învățat și ce trebuie să faci. Tu te singur trebuie să te ocupi să te pui la curent cu noutățile. Mesajul meu pentru tânăra generație este: fiți curioși și entuziaști. Nu vă opriți din învățat. Sunt mai multe tipuri de învățări. Învățarea tehnică, ce ne trebuie, macroeconomie, calificarea de CFA, mai este învățarea, trebuie să fim la curent cu ce se întâmplă în mediul de business, comunicarea social media și toate evoluțiile, și comunicarea de tip emoțional, care e legată de cum te comporți într-o situație dificilă. Și pe toate aceste aspecte trebuie să învățăm. De asta spun că trebuie să învățăm toată viața. Mi-e tare greu să vorbesc despre educație. E un subiect frumos, e un subiect greu. Mă gândesc la el ca și cum aș vorbi cu fetele mele și ce le spun lor, mi-ar plăcea să transmit și altor copii. Mi-e greu să vorbesc despre mine, dar vreau să spun că educația a fost întotdeauna parte din viața mea. Nici nu mi-aș imagina altfel viața decât citind, decât vrând să înveți, decât vrând să te descoperi. Poate am ajuns la vârsta la care e mai important să încerci să te cunoști mai bine. Noi am făcut parte dintr-o generație în care dezvoltarea personală nu era neapărat un focus. E tare important să știi ce vrei. Și odată ce știi ce vrei, să încerci să fii cel mai bun din ce ți-ai ales să vrei să fii. Și în mod special pentru doamne, aș spune că educația oferă șansa de a avea o independență în egală măsură, în echilibru, cu a avea o viață de familie și cu a ști să fii omul pe care și copiii tăi și partenerul tău și-l doresc. Aș vrea să nu uitați că în primul și în primul rând trebuie să fiți fericite, să fiți fericite cu alegerile pe care le faceți și să faceți cu plăcere tot ce vă place. Și să nu uitați că echilibrul ăsta între independență și pasiune e foarte important. În ultima perioadă, o temă care a captat foarte mult interesul a fost sustenabilitatea. Și am considerat că este foarte important să dedic mai mult timp aspectelor de natura ESG-ului în analiza investițională, așa că m-am înscris la programul organizat de către CFA Institute pe tema asta și anul trecut chiar mi-am luat certificarea. Cred că este o temă care va rămâne în centrul atenției și de acum încolo și este important cu toții să ne concentrăm pe această zonă care cu siguranță în viitorul apropiat și îndepărtat va rămâne foarte importantă. Mă numesc Mădălina Andrei și administrez un portofoliu de fond de pensii. Preocuparea mea în ultimul timp a fost despre istoria recentă care a determinat contextul geopolitic în care ne aflăm în prezent și despre factorii ce țin de sustenabilitate, ESG. Consider că în ultimul timp trebuie să devenim mai buni în a gestiona crize multiple, cum a fost pandemia, războiul din Ucraina și faptul că factorii ce țin de sustenabilitate, dacă nu sunt adresați din timp sau cât mai urgent, pot, prin natura lor sunt sistemici și pot să genereze efecte devastatoare în timp și cred că trebuie să devenim mai buni în a gestiona crize multiple.